Bună, Neața Dani, am venit la Delfinariu, dar de data asta, pentru că pe Nini și pe Cencen le-am mai filmat, m-am gândit să vă arăt și leii de mare pe care îi putem vedea aici la Delfinariu din Constanța și care, ca și delfinii, oferă 3 reprezentații în fiecare zi. Alături de mine este Anca, este mai mult alături de leuți pentru că ei au nevoie de îngrijire aparte și noi trebuie să rămânem în zona sigură. Și Anca o să ne spună mai multe despre spectacole. Bună dimineața, Anca, spune-le celor care ne privesc, te rog, ce pot vedea din partea leilor de mare, ce spectacole găsim aici? Păi, în primul rând, este o demonstrație de 25 de minute în care pot vedea 3 exemplare de lei de mare californieni. Avem 2 fetițe și un băiețel. Ia vino, Sam, sus! Bravo! Da. Sam are 220 de kg, fetițele au 70-80. În această demonstrație vom sublinia diferențele dintre femele și mascul, diferențele între lei de mare și foci. Chiar avem și o parte educațională și ecologică, prin care rugăm publicul să nu mai arunce așa mult plastic în apă. Foarte interesant. Și avem 3 demonstrații pe zi. De la ce oră pot veni iubitorii de animale să vadă leuții de mare în spectacol? La ora 12, la ora 15 și la ora 18 seara. Spune-mi, te rog, dacă spectacolul este dedicat tuturor, indiferent de vârstă. Da, absolut. Și din câte am observat, feedback-ul pe care l-am avut din partea publicului, de la al mai mic până la al mai mare, foarte fericiți au fost. Aici sunt niște garduri de protecție. Noi nu avem voie să interacționăm foarte mult cu ei. De ce? Sunt agresivi? Nu cred. Nu sunt agresivi. În primul rând, da, ne-am dorit tare mult să le eliminăm pentru public să nu cadă în apă. Deci nu, nici de cum nu sunt gardurile, pentru că ei ar fi cumva agresivi. Iar dacă colaborarea noastră va continua, bineînțeles că o să îmbunătățim aspectul și o să eliminăm toate gardurile. Spune-mi, cât durează spectacolul? 25 de minute. Și până când putem să venim să vedem leuții de mare? Vacanța e deja pe final. Putem veni și în timpul anului? Da, în septembrie noi încă... Da, semnii... Haide, neapă și... În septembrie noi încă menținem 3 demonstrații pe zi la orele mai devreme menționate. Iar din octombrie probabil să se va modifica programul. Dar vom ține la curent vizitatorii cu absolut orice modificare. Spectacolul lor este la fel de, interesant ca cel al colegilor delfini? Cu siguranță, rămâne până la urmă și la aprecierea vizitatorilor, sigur. Ei pot face tumbe, fac ceva exerciții speciale? Da, ia să vedem pe Cali dacă, de exemplu, ar vrea să... Ia, Sam, da? Acolo este Cali o ușiță. Este o fetiță? Este o fetiță, da, de 5 anișori. Și acolo este o ușiță. Ia să deschidem ușița și să întrebăm pe micuța Cali dacă vrea să vă dea un pupic. Ia pupic? Să vedem. Dăm un pupic? Sam, bravo, scumpii, bravo! Ce pupic dulce și ce curajoasă, bravo! Acum că mi-am luat și pupicul de la Cali, îmi iau la revedere, pentru că vrem să vă mai arătăm și alte lucruri frumoase care se întâmplă pe litoral. Noi rămânem să le filmăm și ne întoarcem cu materialele gata montate. Răzvan, Dani, cam atât de la Delfinariu.